Zilele trecute, după condamnarea lui Emilian Frâncu la 4 ani de închisoare, liberalii au absentat de la ședința extraordinară pentru desemnarea unui primar interimar, consilierii PNL susținând că Ion Gigi Matei este un primar surogat. Liberalii din Consiliul Local și-au schimbat atitudinea și au votat aproape toate proiectele PSD-istului Matei. Viceprimarul Eduard Vârlan spune că schimbarea nu are vreo legătură cu faptul că ține la funcția publică pe care o exercită în acest moment și că votul a fost unul strict în interesul cetățenilor. Aceasta este o funcție trecătoare care se poate fi pe un termen mai lung sau mai scurt. Deci nu condiționez colaborarea mea și a partidului cu funcția de viceprimar. Funcția aceasta mâine poate să nu mai fie, dar activitatea mea de consilier și a grupului de consilier liberal va rămâne și va fi tot timpul în folosul comunității. Se părea normal să aștepte să revin și eu în țară, dintr-o delegație oficială, și apoi să fie alegerile pentru desemnarea unuia din viceprimar cu atribuțiuni de primar. Mi se părea de bun simț acest lucru și un gest de bărbăție. La rândul său, primarul interimar Ion Gigi Matei confirmă că Vârlan își va păstra funcția atâta timp cât îi susține proiectele. Niciun moment n-am luat în calcul, schimbăm echipa, dar bineînțeles suntem în politică. Dacă schimbă obiectivele, dacă echipa PNL are alte intenții, dacă nu susțin în continuare proiectele cu care am pornit de la început, ne vom adapta la situație și vom lua măsurile care se impun. Am luat în calcul asemenea chestiune, am auzit, s-a vorbit în presă, s-a vorbit în mediile politice, dar nu avem timp de așa ceva. Trebuie să coagulăm toate forțele care pot să ajute să aducem și să spălăm până la urmă pata care s-a abătut asupra obrazului orașului. Liberalii au renunțat și la ideea de a ataca în contencios administrativ hotărârea Consiliului Local privind desemnarea primarului interimar.